Ascultă. Best way to start the day. Keeps me busy while I'm in the car. And I'm feeling like... Turn it up. Europa FM. Dan Vardie, președintele jurului AutoBest, este în direct cu noi prin Skype în acest moment pentru Autofan. O să vorbim despre bani, despre foarte mulți bani, dar nu despre cât costă mașinile în perioada asta, mașini care ați văzut, sau cam scumpite așa, dacă e să le cumpărăm de noi, ci despre salariile top executivilor din industria auto. E un adevărat scandal despre care o să ne povestească Dan Vardie chiar acum. Salut, Dan, bine ai revenit la Europa FM pentru un cu prioritate. Salut, Radu, salut, European FM. Ca să nu credeți că noi aici împreună la Autofan, eu cu Radu, ocolim subiecte fierbinți, e bine, nu. Vi le aducem exact așa cum sunt ele, pentru că a ieșit un deranj mare în Franța. Dacă vă puteți imagina, oameni buni, acest subiect despre care vă spun imediat detaliile a ajuns în dezbaterea pentru viitorul președinte al Franței. Culmea, atât domnul Macron cât și doamna Le Pen fiind de acord că cifrele salariale ale domnului Carlos Tavares, președintele grupului Stellantis, sunt, citez, șocante. Ei bine, despre ce e vorba? În urmă cu foarte puțin timp a avut loc adunarea generală a acționarilor grupului Stellantis. Vă reamintesc, Stellantis a fost creat acum un an de zile din fuziunea Peugeot-Citroën cu Fiat Chrysler Automobili. S-a născut această companie Stellantis cu vreo 14 branduri. Este fără discuție opera domnului Carlos Tavares, care, trebuie să o spunem, este unul din cei mai competenți președinți de corporații auto din lume, probabil numărul 1 mondial după multe surse și păreri, inclusiv subsemnatul cred același lucru, și indiscutabil unul din cei mai valoroși executivi care are planeta în general în lumea industrială. Ei bine, domnul Tavares a avut o mică problemă, pentru că în adunarea generală a acționarilor, 52% din acționarii grupului Stellantis au votat împotriva pachetului salarial al domnului Tavares și, bineînțeles, și altor executivi din board, pentru că trebuie să vă spun, și așa intrăm în miezul problemei, odată ce ajungi o firmă foarte mare, listată la burse internaționale, nu prea mai poți să ții așa cum facem noi în România, domne, salariul este confidențial, nu putem să vorbim despre el, ci trebuie să-l anunți public, pentru că la bursă asta face parte din informația fundamentală pe care un investitor trebuie să o știe. E bine, în fața acestei situații, John Elkann, moștenitorul Imperiului Anieli și principalul sau primul acționar al grupului Stellantis, a declarat o chestie care a șocat pe toată lumea și a spus: stimați acționari, vă respectăm votul, dar, by the way, votul vostru este doar consultativ, întrucât Stellantis este înregistrat în Olanda și, potrivit legislației olandeze, noi nu trebuie să ținem cont de așa ceva. În urma acestei, vă dați seama, situații, cei doi prezidențiabili francezi au spus: dar asta este șocant. Ei bine, poate vă întrebați: bine, mă frate, și despre ce bani e vorba, de să exact, președintele Franței? Ei, să o spunem. Domnul Tavares trebuie să primească pentru anul 2021, și spun trebuie, nu e nimic de discutat aici, un salariu de 19 milioane de euro, oameni buni, salariu din muncă cinstită, la care se adaugă un bonus în acțiuni în valoare de 32 de milioane de euro și, cum numesc cei de la Reuters, long term compensation, adică compensație pe termen lung, încă vreo 25 de milioane de euro, așa încât, Radu, dacă facem o socoteală rapidă, domnul Tavares trebuie să plece acasă pentru anul 2021 cu suma de 76 de milioane de euro. Cu toții putem fi de acord că pentru un top executive din Europa este uriaș. Aș vrea să reamintim câteva exemple, Radu, ca oamenii să înțeleagă de ce e mult sau e puțin. Evident, e foarte mult pentru Europa. Când a ieșit scandalul cu Carlos Ghosn, cel care a fugit, țineți minte, de la Renault la Nissan, de la Nissan a fugit, a ajuns în Liban, scandalul era în jurul cifrei, și în jurul cifrei de 15 milioane de euro pe an care îi făcea din salariu domnul Ghosn, în condiții în care lucra la o alianță multi-internațională, lucru care e valabil și la domnul Tavares, cei drept.
Ei bine, compania a protestat spunând, domnule, n-aveți dreptul să vă dați cu părerea, noi plătim meritocrație. Au dat exemple, bineînțeles, pe cei doi CEO de la GM și de la Ford, care evident, fiind americani, sunt mai bine plătiți. Și aici trebuia să ajungem, Radu, bineînțeles, nelipsitul din orice discuție, domnul Elon Musk, zis și Tesla însuși, sau însăși, e bine, trebuie să o spunem iarăși, intervine Elon în discuții, lumea să bagă în seamă. Da, e adevărat, Elon Musk a avut un salariu anul trecut care a depășit orice imaginație, vorbind de multe sute de milioane, dar la fel de adevărat, Elon Musk a trebuit să își vândă o mică cantitate, un număr mic, infim, 10% din ceea ce are în proprietate, în sensul de întreaga lui avere, ca să plătească, oameni buni, 15 miliarde de dolari sub forme de taxe și impozite, că așa l-a obligat Security and Exchange Commission, practic acea agenție temută de toată lumea, care verifică tot ce se întâmplă în bursă. Și vă spuneam că dacă SEC, așa se cheamă SEC, nu vă gândiți la o vreo asociere cu SEC-ul de la noi, că n-are nicio legătură, e SEC-ul american. E bine, acest SEC, dacă nu-ți dă aprobările, degeaba. Bine, și Elon Musk se chinuie să strângă vreo 40 ceva de miliarde ca să cumpere Twitter. Cu asta, da, se ocupă în momentul ăsta. Ca să îl vândă nimeni, deocamdată, Radu. Are bănuții ăștia, nu e nicio problemă, are peste 270 de miliarde și crește ca făt frumos în fiecare zi. Însă e bine de spus un lucru foarte important, oameni buni, și anume că astăzi, dacă vă duceți la școală, școala de economie capitalistă încă învață pe studenți, pe noi toți, că cel mai important la o companie este cifra de afaceri și chiar mai important este profitul. Cu cât este mai profitabilă și mai mare o companie, cu atât ar trebui să fie mai bine văzută și mai bine evaluată de bursă. Ei bine, dragă Radu, dragă European FM, realitățile din ultimii ani ne arată că lucrurile nu mai stau așa. Așa se face că lupta, și Elon Musk este campion mondial absolut, lupta nu se mai dă pe valori de genul companie, angajați, profit, modele de succes. Nu. Lupta se dă la bursă, iar Elon Musk este cel mai mare campion, pentru că el a știut cu o companie mică, 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 în raport cu toți ceilalți producători, să obțină cea mai mare valoare bursieră pe care nimeni, nici măcar el probabil, nu și-a imaginat-o. Așa că, oameni buni, din păcate, sau din fericire pentru unii, lucrurile acum în industria auto, acolo converg. Ai mașini, n-ai mașini, ai modele, ai succes, bun, e bine să le ai. Dar cel mai important este să ai o valoare bursieră cât mai mare și, evident, dacă vă amintiți ce vorbesc aici cu Radu împreună de atâta amar de vreme, de-aia avem atâtea startup-uri care nu fac nimic și care ajung repede la 2 miliarde, la 3 miliarde, la 5 miliarde și așa mai departe. Dan Vardie, președintele Autobest, îți mulțumim din nou pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Stăteam și mă gândeam dacă în pachetul ăsta salarial al domnului Tavares sunt incluse și bonuri de masă sau vouchere de vacanță, dar, mă rog, eu gândesc la nivelul nostru așa. O seară bună îți dorim și te așteptăm săptămâna viitoare cu noutăți. La revedere. Sărbători fericite până atunci și să ne revedem cu bine. La fel, tuturor europene, un Crăciun liniștit și cât mai fericit în, mă rog, cât se mai poate de fericit în ziua de azi. Și Crăciunul și Paștele. Și Paștele, deși, da, după cum arată vremea, pare că vine Crăciunul, ai dreptate. La cât ani în ultima perioadă. Dan Vardie, mulțumesc foarte mult. Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM.